La sfârșitul săptămânii trecute, sub coordonarea polițiștilor din cadrul serviciului arme exploziv și substanțe periculoase, a fost desfășurată o amplă acțiune pentru prevenirea actelor de braconaj în Parcul Național Munții Rodnei. În cadrul acțiunii au fost oprite și verificate 12 autoturisme și au fost legitimate 21 de persoane. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale privind accesul neautorizat în Parcul Național. De asemenea, în jurul. Orei 20 și 15 minute, în locul numit Celaru din parcul Munții Rodnei, a fost oprit pentru control un autoturism de teren la volanul căruia se afla un bărbat de 50 de ani din Bistrița Năsăud. În autovehicul a fost găsită o armă, iar autorizația de vânătoare prezentată avea valabilitatea expirată. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările în vederea luării măsurilor legale. Totodată s-a dispus în disponibilizarea autoturismului de teren și a armei de vânătoare, dar și a altor bunuri susceptibile care ar fi fost folosite la comiterea faptei